nu sunt mulți care au parte de un asemenea, de un asemenea tablou. Să fim cinstiți. Nu sunt mulți. Sunt foarte puțini. Dar gândiți-vă, dintre cei care sunt puțini, mă refer la noi, în țară, la oraș, să ai posibilitatea să pui în valoare așa ceva și să nu o faci, e un mix între prostie, neputință și indolență. Pentru că ceea ce a fost greu a fost ridicat. Este vorba de bază, da? De temelie, da? Priviți la turnul de televiziune, este un exemplu. Este un exemplu de activ extraordinar, nefructificat ca prezență și ca valoare. Lucrurile pe care le avem în continuare în țara asta sunt deosebite. Ele pot deveni extrem de profitabile dacă știm cum să le punem în valoare. Sunt 30 de ani în care călătoresc românii peste tot. Muncesc, desnopesc la niște bani puțini și sunt chinuiți de nebunesc. Dar foarte puțin reușesc să se întoarcă de acolo cu o idee, cu o valoare, cu un element care practic să-i facă și pe ăștia să-i coopteze, că nu știe să spună toată lumea. Și lucrurile astea să se transforme într-o chestie aducătoare de profit. Turnul de televiziune este un simbol, este unul dintre acele valori care ne pot garanta un câștig pe lungă distanță. Cu toate astea nu există. De ce? Pentru că băieții care sunt la putere au fost numai preocupați de propria lor mărire. Atât, nimic mai mult, iar optica lor de nu exista. De ce? Pentru că este și normal, e natural. Dacă tu ai fost în 50 de ani educat să faci numai oțel, nu-i de acuzat omul că nu știe să facă bani. De altfel, școli de bani în România nu există. Pentru că în România nu există bani. În România există averi. Averi și nimic mai mult.